Bine v-am găsit! Vremea schimbă foaia din nou. Mai întâi, la noapte, cerul va fi variabil, iar pe la munte și prin nordul țării izolat vor mai fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla cel mult moderat, iar minimele se vor încadra între 9 și 19 grade. Mâine, vremea va fi capricioasă. Locuitorii din vest și din nord se vor bucura de vreme răcoroasă, iar în rest, vremea va fi normală pentru jumătatea lui iulie, dar prin câmpia română, după amiaza, va fi călduroasă. Cerul va avea norări temporar accentuate în nord-vest, vest și zona de munte, unde local, mai ales după amiaza, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și astfel de fenomene se vor semnala izolat. Temperaturile maxime se vor situa între 22 de grade Celsius în dealurile de vest și 33 prin lunga Dunării. Vedem și valorile termice din principalele orașe ale țării. Vor fi 26 de grade Celsius atât la Brașov cât și la Constanța, 25 se vor înregistra la Cluj-Napoca și Timișoara, la Craiova vor fi 30 de grade, iar la Iași maxima va urca până la 29 de grade Celsius. La munte vremea se va menține instabilă, după amiaza local vor fi averse, fenomene electrice, vânt intens și condiții de grindină. Se vor aduna cantități mari de apă în urma furtunilor, vor fi 13 grade Celsius în Ceahlău, 17 se vor înregistra la Păltiniș și Sinaia, 20 la Poiana, Brașov și Predeal, în timp ce la Semenic vor fi 15 grade, iar la Stâna de Vale 19. La mare va fi o zi de plajă superbă, cu doar câțiva nori pe cer și intensificări trecătoare ale vântului. Se va încălzi ușor, așa că maximele se vor încadra între 26 și 28 de grade Celsius, iar temperatura apei mării va avea valori între 23 și 25 de grade. În capitală, la noapte, vremea va fi liniștită, cerul variabil, iar minima va indica 17 grade. Mâine așteptăm vreme frumoasă în capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va adia ușor, 31 de grade ne vor arăta termometrele. Prima zi de weekend va aduce vreme călduroasă la amiază, până la 33 de grade va urca maxima în București și norii vor acoperi soarele doar din când în când. Sâmbătă vremea va fi instabilă în vestul, sud-vestul, nordul și parțial și prin centrul țării, unde vor fi furtuni. Cantitățile de apă vor fi local însemnate. În est și sud-est, vremea va fi local călduroasă la amiază și, în general, frumoasă, doar izolat vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 grade și chiar 33-34, cu cele mai ridicate valori în sud-est. În restul continentului se vor mai restrânge ploile, doar prin nord-vest va mai fi nevoie de umbrele. În rest, cerul va fi variabil și mai cresc ușor temperaturile. 27 de grade Celsius vor fi la Londra, 28 la Paris și doar 23 la Geneva, în timp ce la Lisabona și la Madrid va fi caniculă, maxima va urca până la 36 de grade, iar la Barcelona vor fi doar 25. Va ploua mai mult în Europa sudică, ploile vor fi și sub formă de averse și pe suprafețe mici vor fi fenomene electrice și cantități de apă mai mari. Vor fi 28 de grade Celsius la Milano, 29 la Roma, 22 se vor înregistra la Viena, doar 20 la Budapesta, la Sofia vor fi din nou 28 de grade Celsius, la fel și la Istanbul, iar la Atena maxima tot 31 ca astăzi. În nordul Europei vor mai fi ploi pe arii restrânse în Germania, Polonia și Rusia și izolat în rest, până la 25 de grade Celsius va urca maxima în țările nordice, 23 de grade vor fi la Berlin, 22 se vor înregistra la Praga, la Kiev maxima va urca, așa cum vedeți, până la 26 de grade Celsius, iar la Moscova maxima nu va mai trece de 19 grade. Atât pentru moment, mai multe detalii despre vreme găsiți și pe site-ul nostru știrile.tvr.ro. Sunt Ioana Scărlătescu, rămâneți pe TVR1 să aveți o seară cu bucurii. Pe curând!